Într-adevăr, au fost două zile binecuvântate cu ei și la întâlnirile lor și așa cum spuneam și altă dată, trebuie să fim foarte receptivi la ideea sau la gândul că în Biserica lui Dumnezeu, când vine Duhul Sfânt, dă multă inspirație și creativitate. Și atunci darurile Duhului Sfânt și darurile care sunt puse în fiecare din noi se activează, se pun în mișcare. It's a stir up. Se trezesc, se pun la dispoziția Domnului. Și spun asta numai ca să pot să subliniez că această ultimă piesă pe care au cântat-o tinerii a fost dată prin Duhul Sfânt atunci când tinerii noștri s-au retras pentru rugăciune, pentru ca să stea în prezența Domnului și Duhul lui Dumnezeu i-a vizitat și s-a coborât peste ei și le-a dat textul și muzica pentru cântarea aceasta. Amin? Let's give them a big hand. Now, Matei, capitolul 5, cred că anticipați deja unde vom zăbovi în această seară. Când a văzut Iisus noroadele, de la versetul 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Fericirea de care ne ocupăm în această seară, cea de-a doua, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Aceste fericiri, să știți că se leagă împreună, ele sunt ca o salbă, ca niște mărgăritare puse frumos în podoaba duhovnicească a fiecărui creștin. Așa că nu e greșit dacă spunem ferice de cei săraci în duh, care plâng, că ei vor fi mângâiați. Adică aceste virtuți, acest mod de viață, acest stil de viață, acest mod de a privi împărăția lui Dumnezeu și de a înțelege împărăția lui Dumnezeu, nu este în contextul unor liste pe care Domnul ni le dă și noi trebuie să verificăm ce am făcut, ce mai trebuie să facem, ce ne lipsește, ce avem, ce nu avem, cum să mai rezolvăm, ce mai rămâne de rezolvat. Domnul Iisus vorbește despre ceva viu, despre ceva organic, despre ceva care trebuie să devină stilul nostru de viață, această învățătură de pe munte, această predică de pe munte, această Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu, acest foarte puternic mesaj al Împărăției și a Dragostei lui Dumnezeu trebuie să devină stilul nostru de viață, să devină modul nostru de a fi și de a gândi. Spuneam duminica trecută seara că ferice de cei săraci în duh înseamnă ferice de cei care depind total de Dumnezeu.
de cei care absolut ajung la înțelegerea că nu putem face nimic și nici nu vrem să facem nimic decât să depindem total de Dumnezeu și să ne supunem total Lui și să vedem unde ne duce El și cum lucrează El și să-L lăsăm total pe El să lucreze, să-L lăsăm pe El să aibă controlul, să lăsăm pe El să stăpânească mintea noastră, viața noastră, familiile noastre, biserica noastră și să înțelegem această maturitate, această dependență totală de Dumnezeu, cunoscându-L pe El, cunoscând caracterul Lui și, sigur că da, încrezându-ne în El, având tot mai mare încredere în El, așa cum a fost cuvântul și azi dimineață, așa cum a fost cuvântul și acum seara, vis-a-vis de credință. Deci, a-L cunoaște pe Domnul, dacă cineva spune că-L cunoaște pe Domnul, înseamnă a cunoaște caracterul Lui și a te încrede în El și a trăi prin credință. Asta nu este numai pentru unii sau numai o categorie de oameni speciali care au, știu eu, un dar special al credinței. Noi toți suntem chemați să trăim prin credință. Noi toți suntem chemați să practicăm cuvântul lui Dumnezeu și să luăm ca și Iosif cuvântul lui Dumnezeu, să spunem asta cred, indiferent ce văd în Egipt, indiferent cum evoluează lucrurile în Egipt, indiferent cum se întâmplă lucrurile, eu mă încred în ce a spus Dumnezeu. Ne scoate afară, ne trece deșertul și ne duce în pământul promis. Să-mi luați oasele și să mi le duceți. Chiar dacă eu n-ajung să văd, dar lada aceea cu oase să treacă Marea Roșie. Cum clămpăneau oasele acelea în ladă când duceau lada și când treceau prin Marea Roșie. Cred că era un moment foarte glorios și minunat. Împlinirea acelei profeții pe care a făcut-o și Patriarhul Iosif. Acum, spuneam în conturarea cadrului și a contextului, este de-a dreptul șocant și cu totul neașteptat să auzim ce spune Mântuitorul în apropierea Capernaumului, pe un podiș acolo, unde s-au adunat mulțimile și unde a ținut predica aceasta, marea predică de pe munte, și cum se așteptau noroadele și cum erau ele de receptive și de interesate de ce o să spună acest viitor mare împărat pe care nu odată au încercat să-l ducă și cu sila, cu forța să-l așeze ca împărat. Sigur că destinația și menirea și scopul a fost pe un alt tron și pe un alt fel de altar, pe un alt fel de lemn. Spunea fratele Arpi, mă uit la crucea aceea și la piroanele care le-am bătut acolo și nu numai eu sau numai Dumnealui sau numai unii din noi. Noi toți am contribuit la suferința aceasta și la jertfa aceasta. Cum să spui ferice de cei săraci? Și acum una mai grozavă și mai tare, să vii și să spui ferice de cei ce plâng. Cum e posibil așa ceva? Cum să facă sens? Cum să poți transmite mesajul acesta și să-l aduci la înțelegere și oamenii sau audiența să-l accepte? Cum e posibil ca cineva să plângă și vis-a-vis de acest plâns Domnul să spună ferice? Ferice de cei ce plâng. În lume s-au inventat atâtea cântece și atâtea poezii și toate sunt despre don't worry, be happy. Put on a happy face, nu? Cum ar fi să spui don't worry, be sad? Don't worry, be sad. Put on a sad face. How is that possible? Și totuși Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, spune așa, ferice de cei ce plâng.
că cei vor fi mângâiați. Mesajul nostru are câteva secțiuni, are această introducere scurtă, apoi definirea termenilor, ilustrarea principiului și aplicația. Deci pe structura aceasta am lucrat și duminica trecută cu prima fericire și pe structura aceasta vrem să lucrăm și în seara aceasta și să învățăm ceva din fericirea aceasta. Și dacă reușesc să nu vorbesc mult sau dacă reușesc să spun mult în scurt timp, ceea ce e totdeauna de dorit, orice predicator își dorește asta, sper ca tinerii să mai poată veni în final și să ne motiveze pentru rugăciune, pentru cântare și pentru a încheia așa cum se cuvine. Pe Sinai Dumnezeu a dat legea și acum tot pe un munte Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a dat această lege a împărăției lui Dumnezeu, Basileia Tuteu, împărăția lui Dumnezeu și învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Noi ar trebui să fim oameni, dragii mei, care să avem o mentalitate a împărăției lui Dumnezeu. Cine se uită la noi să nu zică, ăsta parcă e român, ăsta parcă e american, ăsta parcă e filipinez, ăsta parcă e spaniol, ăsta parcă are accent nu știu care, ăsta e crescut la Cluj, ăsta e crescut la Arad, ăsta e crescut la București, ăsta e crescut în nu știu unde. Noi toți trebuie să avem mentalitatea împărăției lui Dumnezeu și să gândim așa cum se gândește în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, când pune temelia, pune cu aceste fericiri. Pe cât de șocante, pe cât de paradoxale aceste afirmații, pe atât de provocatoare la gândire și la pocăință și la schimbare, schimbare radicală. Când mergem la definirea termenilor, sigur că ce avem aici este un termen foarte interesant, pentatountes este termenul și doar vreau să spun că în Biblie avem nouă termeni pentru plâns. În lume se plânge, nu poți să spui într-un singur cuvânt, așa de mult se plânge și de atâtea ori ne plângem și de atâtea ori plângem încât nu se putea să se comprime tot într-un cuvânt. Sunt cel puțin 9 termeni pentru plâns și pentru a plânge. N-am să mă ocup de termeni aceștia, doar de acesta care apare aici, în fericiri, dar este semnificativ și bine de știut că oamenii de foarte multe ori plâng. Plâng că nu le-a reușit un plan, plâng că au pierdut pe cineva drag, plâng pentru că și-au pierdut serviciu, plâng pentru că au primit un diagnostic fără tratament sau teribil, grav, plâng pentru că se despart. E interesant să mergi în aeroport și să stai acolo câteva ore și să vezi oameni care se despart, oameni care se întâlnesc, să vezi cum plâng și când se despart, să vezi cum plâng și când se întâlnesc, plâng pentru că sunt necăjiți, plâng pentru că îi doare ceva, plâng pentru că sunt fericiți, plâng de bucurie, plâng de mulțumire. Sunt foarte multe motive pentru care se plânge. Și mai este ceva, se poate plânge și fără motiv. Copiii, în general, plâng fără motiv. Vezi un copil că plânge și îl întreb, what's wrong, de ce plângi? Ce ai, de ce plângi? Și plânge și nu-ți poate spune. Există și posibilitatea aceasta când pur și simplu vrei să plângi, vrei să te descarci sau, mă rog, un motiv cumva este, poate nu-l știi defini,
poate nu îl poți defini, poate nu vrei să-l spui și în lume se plânge. Trăim într-o lume în care se plânge foarte mult. Și unei lumi care plânge, și unei lumi în durere, și unei lumi în suferință, și unei lumi mult încercate, Domnul Iisus îi spune prin această fericire, ferice de cei ce plâng. Că cei vor fi mângâiați. Cu alte cuvinte, vrea să spună, dacă nu plângi, nu o să ai parte de mângâiere. Nu-ți fie frică să plângi. Nu-ți fie frică să-ți dai drumul, nu-ți fie frică să te exprimi. Trist este că în biserici, la ora asta, foarte greu ne dăm drumul la plâns și foarte greu ne exprimăm. Nu știu cum erați dumneavoastră până am venit eu aici. Dar știu cum sunteți și cum v-am găsit. Și știu că Biserica Emanuel este o biserică în care se poate cineva deschide, se poate cineva ruga, poate cineva plânge și imediat îl înconjoară alții și se roagă pentru el și îl încurajează. Este ceva extraordinar. Eu călătoresc foarte mult și nu găsești atmosfera asta. Nu spun ca să vă laud sau să vă flatez sau să vă fac să vă simțiți bine. Este un lucru rar ce se întâmplă aici. Să poți să te descarci, să poți să-ți dai drumul, să poți să plângi dacă îți vine să plângi, să poți să strigi dacă îți vine să strigi, să poți să te rogi dacă îți vine să te rogi și să-ți dai drumul și să simți că rugăciunea și biserica simte cu tine și că nu ești un stranger care imediat cineva se uită la tine și zice, oh my goodness, what's wrong with him? Ce are? Că nu știu cum ridică mâinile, sau ce are că nu știu cum plânge, sau ce are de stă jos, sau ce are de stă sus, sau ce are de strigă, sau ce are de nu strigă, numai plânge. Ce are? Biserica este ca un spital. Este ca o familie în care poți să vii și să fii yourself, să fii tu însuți, să fii vulnerabil, să-ți arăți rănile, să spui ce te doare. Și imediat biserica, Domnul Iisus Hristos prin biserică, pentru că biserica este trupul Lui, imediat să te înconjoare și să te mângâie. Căci Domnul te mângâie prin biserică. Domnul te mângâie prin Duhul Sfânt, Domnul te mângâie prin Scriptură, Domnul te mângâie printr-o profeție, Domnul te mângâie prin atâția și atâția oameni, dar mai ales te mângâie prin trupul Lui, care este biserica, dumneavoastră. Dumneavoastră. Fiecare dintre dumneavoastră. Nu vorbim de clădire. Clădirea este o clădire frumoasă numită casă de rugăciune, dacă vreți. Dar biserica sunteți dumneavoastră și fiecare dintre noi. Acest pentatontes e foarte interesant. E o exprimare sinceră, reală, autentică, la ceea ce se întâmplă înăuntru. Cu alte cuvinte, nu e teatru deloc. Nu e contrafăcut, nu e o imitație. Nu e forțat, nu e manipulat. Ci e efectiv expresia trăirii tale lăuntrice. Fie că e de bucurie plânsul, fie că e de durere, fie că e de o despărțire temporară, fie că e... Și pe ce aș accentua și pe ce aș lucra puțin pentru acest mesaj e plânsul de pocăință. Plânsul de pocăință. Până să vorbim despre acest plâns al pocăinței, am să subliniez două dimensiuni a plânsului, și anume dimensiunea emoțională, pentru că toți știm că prin plâns se produce o eliberare emoțională și te poți descărca, te poți elibera de o durere, de o apăsare, de o frustrare, de o frică, de o neliniște și îți dai drumul prin plâns și te ajută foarte mult lucrul acesta, pentru că omul este construit de Dumnezeu cu o supapă emoțională. Acea supapă emoțională la fiecare din noi lucrează diferit și la o anumită tensiune ea se deschide.
Și momentul când se deschide, numai atâta tensiune poți primi, numai atâta povară poți să duci, numai atâta durere poți să porți în ființa ta și la un moment dat supapa aceasta emoțională se deschide. Și când se deschide supapa aceasta, de fapt, atunci și roaie de lacrimi și mărturia acestor lacrimi sincere, reale, din adâncul durerii, din adâncul suferinței, din adâncul neliniștii și a fricii pe care o ai, sau a bucuriei, sau a mulțumirii, sau orice ar fi motivația aceea, dar țâșnește de acolo dinăuntru și e o stare în care simți ușurare, simți eliberare, simți descărcare și nu în ultimul rând, prin lacrimi se spune că se elimină cea mai mare parte din toxinele din organism. So, I'm not saying acum să vă duceți acasă și să tăiați ceapă, să începeți să mâncați numai ceapă la fiecare masă, nu să vă supărați soțiile sau soții sau copiii sau părinții ca să-i faceți să plângă, nu. Mai bine tăiați o ceapă, you see, ca să scăpăm de toxine. But este real și dovedit lucrul acesta, științific, dacă vreți, și medical. Altfel, există în suflet, se poate să existe în suflet un blocaj și o rigiditate și chiar o incapacitate de a plânge. Câțiva ani în urmă, cu un grup de tineri din Phoenix, plecam într-o călătorie misionară pe coasta de vest a Americii și am ajuns în Sacramento și acolo, într-un grup de părtășie cu tinerii cu care eram și cu mulți tineri de acolo din Sacramento, un tânăr a venit la noi și a spus: vreau să vă rugați pentru mine, am o problemă. Nu pot să plâng. Vreau să plâng, nu pot să plâng. Am plâns în viața mea de două ori. Era un tânăr aproape de 30 de ani. Ne-am rugat. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunii. Și eram undeva afară, la un parc. Și nu a mai contat cine se uită la noi. Și fratele acesta și tânărul acesta și-a deschis inima și putea să plângă. Și spunea: asta e a treia oară când plâng în viață. Să știți că lacrimile sunt un dar și este un har să poți plânge. Pentru că dacă plângi, atunci vei fi mângâiat. Și nu de oricine, ci de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care te mângâie. Dumnezeu este Cel care se ocupă de tine. Există însă și o dimensiune spirituală a plânsului și dimensiunea aceasta ne interesează mai mult, pentru că aici se subliniază partea de împăcare cu Dumnezeu și de pocăință, de mărturisire și totdeauna la mărturisire, totdeauna la o pocăință autentică, aproape totdeauna, trebuie să fie o excepție ca să nu fie lacrimi, să nu plângă cel care se pocăiește. Amintiți-vă fiecare când v-ați întors la Domnul. Amintiți-vă fiecare când ați mărturisit, când ați fost la un pastor sau când ați fost la un părinte spiritual sau când ați mers și v-ați spus povara. De obicei ați plâns. Aproape 100% din cazuri mărturisirea și pocăința vine cu acest plâns. În casa fariseului din Luca 7, Domnul Iisus Hristos îi spune fariseului, care era foarte contrariat, foarte scandalizat, și toți cei special guests pe care îi avea el acolo erau foarte scandalizați. Ce cu femeia asta? Dacă ăsta ar fi proroc, ăsta ar ști cine e femeia asta. Nici nu ar lăsa-o să se apropie de el. Femeia se apropiase de picioarele Domnului Iisus, care stătea culcat și stătea puțin în forma cum era în Orientul Mijlociu și cum stăteau la masă și cum serveau și avea picioarele întinse și femeia era la capătul acela, la picioarele lui și plângea. Și toți se uitau și erau scandalizați și ziceau: ăsta proroc? Păi dacă ăsta ar fi proroc, imediat i-ar spune femeii: ești o păcătoasă, ești
ultima, ești fără valoare, ești o epavă, ești așa cum ești, nu știu, cuvinte. Și Domnul Iisus o lasă să plângă, o lasă să-și verse inima, o lasă să se elibereze, o lasă să se descarce, o lasă și în plânsul ei, ce vede Domnul Iisus? Ce vede în plânsul ei? Spuneți, pocăință vede. Simone, știi ce face femeia asta acum când plânge? Și cu lacrimile ei îmi spală picioarele și cu părul ei îmi șterge picioarele. Știi ce face, știi ce slujbă e asta, știi ce lucrare e asta? Femeia asta are într-adevăr multe păcate, dar ea se pocăiește acum. Și plânsul ei, femeia aceasta va fi mângâiată, pentru că este un plâns al pocăinței. Simone, tu nu înțelegi, pentru că ești om religios, n-ai cum să înțelegi. Oamenii religioși nu înțeleg lucrul acesta, nu înțeleg cum sunt lacrimile de pocăință sau după aceea cred că, cel puțin îmi place să cred sau să-mi imaginez că a continuat să plângă. De data asta plângea de mulțumire, plângea de fericire, plângea de bucuria că a fost iertată, că a fost mântuită, că a fost primită de Domnul. Sunt atâtea motive pentru care poți să plângi și este bine să plângi. Și Domnul stă foarte aproape de cei ce plâng ca să-i mângâie. Este această promisiune foarte puternică a Domnului. Mă aduci să aminte, probabil această femeie o regăsim unde? Unde o regăsim? O găsim în grădina mormântului. Vine Petru, vine Ioan, vin femeile, dar femeia asta stă acolo. Maria Magdalena stă acolo și nu pleacă. Vine Petru și se uită înăuntru, vine Ioan, intră înăuntru Petru și toate cele și ea nu pleacă. Ea stă afară și plânge. Și printre lacrimi, după ce au plecat toți, intră și ea în mormânt. Și cei doi îngeri care stau acolo întreabă pe Maria Magdalena, femeie, de ce plângi? L-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. A ieșit afară, nu mai putea fi calmată, nu mai putea fi mângâiată, nu mai era nimic care să o mângâie. Da? Vă rog să observați ceva foarte simplu și clar. Oamenii nu te pot mângâia. Este unul singur care te poate mângâia. Și apoi, ca și cum parcă grădinarul fi fost pe aproape, aude din nou, stând acolo singur, afară, femeie, de ce plângi? Ea, crezând că e grădinarul, spune, Domnule, dacă l-ai luat, dacă știi ceva, dacă l-ați spus undeva, spuneți-mi să mă duc să-l iau. Ea căuta un Iisus mort și a găsit mai bine de cum căuta, a găsit un Iisus înviat. Și acel Iisus înviat i-a spus, Miriam, Maria, eu sunt. Probabil că a plâns în continuare, dar inima ei a fost vindecată, inima ei a fost eliberată, inima ei a fost bucuroasă. Cred că a luat-o la fugă spre ucenici, probabil tot, nu știu, încă nu venise Duhul Sfânt, dar în limbajul penticostal, cred că ai fi fugit vorbind în alte limbi. Plângând, strigând, nu se poate exprima. Și atunci, așa cum numai românul știe, când nu te poți exprima, ce faci? Plângi. Fratele Lazar știe că veneau mulți vizitatori americani, dumnealui îi traducea, și americanii veneau, cel puțin când era la Cluj, la Carpați erau adunările mari cu DeLong și cu alți mari predicatori și predicatorii americani întrebau, s-a întâmplat ceva, e ceva bai aici? Și traducătorii trebuiau să spună, nu e niciun bai. Dar de ce plâng toți? Dar ce au? Dar de ce plâng? Pentru cultura lor, pentru gândirea lor, pentru mintea lor, nu puteau să priceapă. Cum se roagă oamenii ăștia așa într-un clocot și plâng? Păi unii plângeau
de pocăință, unii plângeau de durere, alții plângeau de bucurie, alții plângeau de mulțumire, dar toți erau mângâiați de Dumnezeu. Toți! Pentru că numai cel ce plânge va fi mângâiat. Acum nu, vă rog, nu interpretați în extremă să mergeți de aici să fie tot un plâns prin parcare și prin sălile de Sunday School și să sunăm la telefon și să nu mai putem vorbi că de plâns plângem. Nu, no, nu asta. Isaia 57, versetul 15 spune: eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Este promisiunea Lui, este garanția Lui. Și Domnul Iisus preia tema aceasta și în predica de pe munte arată cât de important este ca să-ți poți deschide inima, să-ți poți deschide sufletul și să plângi și El este Cel care te mângâie. Sigur că în cultura americană ideea este să nu plângi, să fii strong, să fii happy, să, you know, even if you can fake it. Eram, frate Lazar, la rudele noastre în Irlanda, la Adrian, și era o fetiță tare, tare drăguță. Cred că fetița avea un an jumate și nu știu cine a învățat-o sau cum a învățat-o, dar stăteam la masă și dacă o întreba Evanesa, cum râd americanii? Și ea făcea... Avea un an jumate. Ce, cum râd americanii? Adică râsul ăla... Ia, yeah. Nu să știți. Dar și românii sunt așa. Cum ești? It's ok. How are you? Oh, I'm fine. I'm fine. And you're broke. You're completely broke. Ești complet zdrobit, ești complet necăjit, ești disperat, ești... How are you? I'm fine. Really? No. We're not fine. We all desperately need Jesus. Și nu încerca să joci teatru, nu încerca să mimezi, nu încerca să salvezi aparențele. Pentru că vreau să cred că aici ești în familie. Aici sunt oamenii care te înțeleg. Aici sunt oamenii care nu te judecă, care nu te critică, care nu te arată cu degetul. Oamenii cu care poți să plângi și care se bucură cu tine când te bucuri, dar și plâng cu tine când plângi. Și vin și se roagă. Aproape când vine să mă opresc, când văd, mă duc prin parcare sau mă duc aici pe hol sau oriunde și văd 2-3 tineri că se roagă. Văd un pic mai încolo 2 surori că stau și se roagă. Văd 2 frați dincolo care se roagă. Frații mai rar. But it's happening. Yeah. It's happening. Asta trebuie să fie biserica. Un loc unde să poți să fii tu însuți și să te poți descărca și trupul lui Hristos să-ți acorde prin Hristos și prin Duhul lui Hristos mângâierea. Sigur că la ilustrarea principiului avem foarte multe exemple. N-am să pot acoperi prea mult. Avram a plâns pentru Sara, Genesa 23, așa cum ați auzit azi dimineață în mesajul, în cuvântul Domnului prin fratele Lazar, ne-a vorbit Domnul puternic. Iacov a plâns pentru Iosif. Iov în 16:16 spune: plânsul mi-a roșit fața. Samuel plânge pentru Saul, 1 Samuel 16. David plânge și pentru copilul ăla mic, care până la urmă moare, și apoi plânge și pentru Absalom, în 2 Samuel, capitolul
12 și apoi capitolul 19. Ieremia e campion la plâns. E un plângăreț în toată regula. Dar nu râdeți. Că eu vă spun așa ca să nu plângeți toți, dar nici chiar ca să râdeți. Uite ce zice Ieremia. Zice Ieremia 9, o, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge pentru poporul meu. Și apoi merge la popor și le spune la un moment dat, zice, sunteți așa de aroganți, sunteți așa de mândri. Nici nu vreți să auziți de pocăință. Le spune în capitolul 13. Și zice el, știți ce o să fac? Dacă nu mă ascultați, dacă nu ascultați chemarea asta la pocăință, știți ce am să fac? Am să mă ascund și am să plâng până când ochii mi se vor topi de lacrimi. Că de multe ori Domnul te pune să mișlocești și să plângi, așa cum el se uita la Ierusalim și plângea pentru cetate. O, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut! Așa cum s-a dus la mormântul lui Lazar și a plâns, așa cum spune Cartea Evreilor că se ruga cu strigăte mari și lacrimi, așa cum în grădina Ghețimani, sudoarea lui, transpirația lui, lacrimile lui s-au schimbat în sânge, un travaliu și o stare de a trăi și de a simți. Ieremia se identifică cu poporul acela și zice, trebuie să ne pocăim, trebuie să punem sacul pe noi și să plângem. Trebuie să ne mărturisim, să ne întoarcem la Domnul. Și dacă voi nu o faceți, am să o fac eu. Și poporul n-a înțeles, poporul n-a vrut. Dar spune Pavel în 2 Corinteni 7:10, zice, când sunteți întristați și când întristarea aceasta este după voia lui Dumnezeu, ea aduce o pocăință care duce la mântuire. E bună. Și de care cineva nu se căiește niciodată. Nu se căiește niciodată că a fost întristat, că a plâns, că a fost zdrobit, pentru că l-a ajutat la pocăință. Eu observ că în ultima vreme Bisericii Domnului vorbește subliniat despre pocăință. Și tinerii au pus subiectul acesta de restaurare, restoration. But before restoration, there is repentance. Yes, there is repentance. Și încă un exemplu și închei. Evrei 12:17, un text tulburător. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. De ce? Pentru că lacrimile acestea, cum le numim noi de crocodil, lacrimile acestea cu care vrem să impresionăm pe alții, dacă nu-s plecate din inimă, dacă inima e lumească și curvară, cu lacrimile nu putem să influențăm pe nimeni și nu ne ajută la nimic. Mulți predicatori în școlile biblice, există o glumă, predicatorii sunt în căutare disperată de pilde, de ilustrații. Și era un frate care venea la noi la seminar, frate de la Timișoara, și spunea, mă băieți, m-am dus acolo, n-am prea mers cu predica, nu prea am mers, dar zicea, am călcat fiola, le-am spus una lacrimogenă, le-am spus o întâmplare lacrimogenă și băncile au plâns. Nu asta, nu manipularea. Nu să ne facem să ne simțim bine, să râdem, spunând glume, sau să spunem întâmplări numai ca să facem pe oameni să plângă. Nu. Pocăința care vine din adâncul inimii. Dă-ne, Doamne, lacrimi de căință, lacrimi de pocăință, lacrimi sincere. You can wash my eyes with tears. Ne ridicăm înaintea Domnului. Nu vrem să plângem, Doamne,
când suntem prinși în păcat. Nu vrem să plângem atunci când am fost prinși în păcat. L-au dus la frați, l-au dus să vorbească frații cu el, că l-au prins în păcat. Și zice, oh, ce a plâns, cum a plâns, cum i-a părut de rău. Really? Cum ar fi să plângem când ne dăm seama cât am rănit inima lui Dumnezeu? Să plângem când ne dăm seama cum păcatul nostru, cum atitudinea noastră, cum vorba noastră, cum nepocăința noastră rănește inima lui Dumnezeu. Cartea Evreilor merge atât de departe încât spune, el răstignește a doua oară pe Domnul Iisus Hristos. Cuiele despre care spunea fratele Arpi, cuiele, noi le batem. Tinerii au cântat cântarea aceea și au zis că poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Ce ziceți dacă e chiar așa și la noapte vine? Ce ziceți dacă astăzi, dacă astăzi it's all we have? Ce ziceți dacă astăzi it's all we need? Ce ziceți dacă astăzi it's all we can handle? Ce ziceți dacă astăzi mergem înaintea lui Dumnezeu și ne pocăim cu adevărat? Nu putem decât dacă Duhul Sfânt vine și lucrează în inimile noastre. Și lucrează în inima tinerilor, și lucrează în inima părinților, și a bunicilor, și a bisericii, să ne cerceteze cu Duh de pocăință. Pentru asta să nu vă fie frică și teamă să plângeți și să vă zdrobiți. Ca și Maria, luăm vasul și îl zdrobim și punem mirul și punem lacrimile și punem viața noastră pe altar. Vreau doar să spun atât și închei. Dumnezeu lucrează diferit cu un om zdrobit. Când în fața ta stă un om zdrobit, un om prin care a trecut prin școala zdrobirii, simți aroma, simți parfumul, simți zdrobirea, simți suferința, simți smerenia și pocăința de care avem toți nevoie. Și nu ne dăm seama că, de fapt, Domnul nu ne poate folosi pentru că nu suntem suficient de smeriți și de zdrobiți. Dumnezeu lucrează altfel, la o altă dimensiune, cu un om zdrobit. Așa că, nu știu cum începi, cum termini, decât vreau să spun atât. Deschide-te, mărturisește-te, întoarce-te, pocăiește-te. Dacă îți vine să plângi, plânge, pentru că vei fi mângâiat. Domnul Iisus garantează în mod sigur plânsul pocăinței. Este un plâns în care îi spunem lui Dumnezeu, te-am rănit, Doamne. Sigur, l-am jignit și pe fratele, l-am jignit și pe soția și pe soț și am făcut în jurul meu atâta damage, dar înainte de orice, așa cum s-a vorbit de Iosif și azi dimineață și acum seara, Iosif i-a spus femeii destrăbălate să mă ferească Dumnezeu să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu. Nu pot să-L rănesc pe Dumnezeu cu păcatul meu. Nu pot. Și fratele Cui a avut același cuvânt, aceeași subliniere, cât de important este să ne pocăim și cât de important este ca Duhul Sfânt să vină să ne lumineze, să ne arate, să ne dea efectul de oglindă, să ne pună înainte cine suntem, ce am făcut și să ne putem odată pocăi. Să ne dea lacrimi de căință, lacrimi de pocăință. Ne rugăm cu toți împreună.